Gospodăria noastră, mai drept sovhozul numele lui Lenin, este o gospodărie tipică pentru sudul Moldovei, care se situată în stepa Bujacului, cu condițiile climaterice nefavorabile, mai ales din cauza lipsei de umezeală. Din acest principiu, noi și ne compunem programul de lucru, programul de producere pe întreaga gospodărie. Gospodăria se specializează la producerea fructelor, poamei și legumilor. Celul principal al nostru este de a ridica eficacitatea pământului și de a primi de o suprafață de pământ arabil cât mai mult producție. Pentru aceasta, noi în ultimii ani intensiv ne ocupăm cu sădirea noilor plantații de vișini livezi, care ne asigură un procent înalt de producere, producție agricole. A doua parte a lucrului nostru este de introducerea noilor sisteme de organizare a muncii, așa cum este antrepriza de brigadă și arenda. În aceste ordine de idei, acum se efectuează un lucru de un efort mare la noi în gospodărie. Și tot mai pe larg se introduc în baza de producere, adică în noile condiții de organizare a muncii, adică organizarea muncii după un stil nou, după un stil progresist. Măsurile întreprinse de toți muncitorii și specialiștii din gospodărie până în prezent s-au dovedit că ele nu ne îndestulează cerințe. De aceea, împreună cu specialiștii, am hotărât să căutăm noi căi de mai departe a dezvoltării gospodăriei noastre. Și una din principala cale care este ca producția agricolă să fie prelucrată la noi în gospodărie. Pentru aceasta, în ultimii ani, la noi în gospodărie am construit frigidiere cu o capacitate de 700 de tone de producție pentru păstrarea poamei și fructelor. Și, vă zic, în anul 1988 am început și în anul 1989 am dat în exploatare o secție de prelucrare a legumilor și fructelor, cu o capacitate de 1 milion de borcane pe an. Toate aceste măsuri întreprinse de noi ne aduc la aceea ca producția agricolă produsă de noi să fie la timp distribuită, prelucrată, să micșorăm pierderile producției agricole, care au loc foarte mult la noi în agricultură. Dar la aceasta nu ne vom opri. În planul de construcții capitale mai stă un frigider de 70 de tone și mai vrem să facem o secție de prelucrare a producției agricole prin metoda de înghețare. Aceasta, văd că în curs de 2-3 ani vor fi numai decât îndeplinite, ceea ce va aduce gospodăriei iarăși un venit în sumă de 1,5 milioane, 2 milioane de rubli. Toate aceste măsuri întreprinse de organizația primară de partid, de administrație gospodăriei, ne-au dus la aceea că în ultimii ani noi am ridicat brusc eficiența producției agricole. Și despre aceasta vorbesc unele fapte. Dacă în anul 1985 noi producem producții de 3 milioane de rubli, apoi în anul 1989 vom produce aproximativ de circa 7 milioane jumătate de rubli. Tot așa se referă și la venit. Dacă în anul 1985 am primit venit în jurul de 480 de mii de rubli, apoi în anul 1989 vom primi în jur la 3 milioane jumătate de venit curat. Iată că am și făcut cunoștință cu consătenii mei, locuitorii satului Borogani Comrat. Pentru început, o mică informație geografică. Satul nostru e situat la sudul Republicii, în parte de nord a Bujacului. Pe aici ploile sunt rare și oamenii în fiecare dimineață își aruncă rugător ochii spre cerul azuriu. Satul se așterne pe un teren deloros, iar prin mijlocul lui șerpuiește răușorul Ialpug. Avem destule probleme, atât în sat, cât și în sovhozul local Lenin. Le avem deoarece conducerea Republicii întotdeauna a acordat puțină atenție sudului.
dar le rezolvăm. Le rezolvăm nestoinic împreună cu toți consătenii mei, cu borogănenii. Există o mulțime de legende despre apariția satului nostru și fiecare e interesantă în felul ei. Noi însă ne vom referi doar la câteva cifre. Satul Borogani a fost înființat în 1790 de către doi străbuni de-ai noștri, Casapu și Cașu. Și astăzi în sat avem mulți borogăneni care le poartă numele. În 1911, în mijlocul așezării a fost ridicată o biserică din lemn, care avea formă de cruce a sfinților voievozi. Mai târziu, a fost mistuită de foc. Câteva pagini din trecutul satului. În 1925, în anuarul de statistică, editat la Chișinău, se menționa că la acea vreme în sat erau două case boierești, o moară cu aburi și șase de vânt, școală primară, post de jandarmi, primărie. Deci, în 1990 vom sărbători 200 de ani de la înființarea satului nostru. Gospodare, tare, 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 tare,